Vă salut, domnii mei. Astăzi, Columbodromul de vis Preșmer, împreună cu Pigeon Market, se află într-o scurtă vizită la tandemul columbofil Borza și Eduard, plus Antal Ianoș. Așa, ne aflăm la ei, deoarece săptămâna trecută, la Columbodromul Arad, s-a desfășurat etapa finală a campionatului mondial, unde stimabilii domni au angajat un porumbel de mare, mare valoare, care a ridicat drapelul României pe cel mai înalt podium, mai exact locul 1 AS. În continuare vreau să-l las pe Edi să ne spună câteva cuvinte despre porumbel, despre origine, despre experiența lui în sportul columbofil și așa mai departe. Eu zic să te prezinți în prima fază și să ne spui de cât timp ești columbofil. Bună ziua, mă numesc Borza și Eduard. De 2 ani de zile sunt tandem cu unchiul meu la locația asta de aici, sub numele Borza și Eduard plus Antal Ianoș, cum a zis și domnul Răzvan. Și am fost invitați de domnul Cărmăzan să participăm în echipa campionatului mondial, în echipa României. Și se pare că a fost punct ochit, punct lovit. Prima participare, primul rezultat notabil în cariera noastră. Nu, acum dă voie să te completezi, tu ești modest. Nu este notabil, este un rezultat de excepție. Eu, fiind sportiv de performanță, știu ce înseamnă să participi la un campionat mondial și să-ți reprezinți țara. Cred că în clipa de față nici voi nu realizați ce rezultat ați obținut. Este vorba de un campionat mondial, până la urmă, unde se află și s-au aflat nume consacrate și destul de mari. Aici ai dreptate, așa este. Este un rezultat, părerea mea, că de asta mă și aflu la tine, este un rezultat cu care poate te întâlnești o singură dată în viață. Să dea Dumnezeu să te mai întâlnești și altă dată. E posibil, dar totul e posibil. Dar unul mondial e ceva. E mult. Spune-mi, te rog, de cât timp, o să încep cu tine, de cât timp ești columbofil? Columbofil. Columbofil cu acte în regulă. De 9 ani de zile, după ce am terminat liceu, m-am înscris, de fapt unchiul meu m-a înscris. hai să zburăm. Și porumbei am de mic, de la vârsta de 7 ani, tot printre porumbei. Că dacă am crescut aici, bunicul, numai cu porumbei de o viață, n-ai cum să ai crescut printre ei, nu poți să renunți. Am plecat de aici cu părinții, am plecat cu tot cu porumbei după mine. A avut unchiul grijă să nu renunț la porumbei. Și acum să-l întrebăm pe unchiul, el de cât timp este columbofil? Mă numesc Antal Ianoș, vă salut. Așa. Eu sunt columbofil de când mă știu, că am moștenit de la tatăl meu și el a fost columbofil. Am crescut cu porumbei. I-am dat mai departe și lui Edi. Și acum, de 2 ani de zile, am zburat și înainte, eu am băgat, dar nu am făcut așa mare performanță, nici n-am avut timp să mă ocup așa. Dar acum, de 2 ani de zile, vrem să ne apucăm un pic mai serios de porumbei și se pare că am început bine. Ați început cu drept. Da. Acum, să dea Dumnezeu să mergem în continuare tot așa și baftă tuturor. Ai o categorie de zbor preferată? Te întreb pe tine prima dată. Eu îmi place să bag porumbei peste tot. Adică... Deci... Și... Nu. Am înțeles, nu ai o categorie preferată. Nu. Am înțeles. Edi? Păi, acum eu, de când eram mic, eram fan viteză de mifon. După aia, după ce l-am cunoscut pe domnul Cărmăzan și am început să mai pișc pe la fond și am ieșit și... În 2018, după ce am format tandemul, am ieșit top județean, campion clubului la fond, AS fond, general, a cheiat porumbelul toate categoriile posibile, viteză, demifond, fond, AS fond, AS speed, general, tot.
De atunci m-am dus un pic pe general, așa, îmi plac porumbei care clasează cam orice și în special de la 350 în sus până la 700. De la 300, da. Haideți să vorbim prima dată de campionul la fond. Mi l-ai dat în mână, mi-a plăcut foarte mult porumbelul, super, super fain. Din ce linii provine, de unde provine mai exact? Păi, ambii părinți sunt primiți cadou de la domnul Cărmăzan. Deci cadou rămâne cadou, se dă din da. Suflet. Tatălui este primul porumbel prin care l-am cunoscut eu pe domnul Cărmăzan, de asta l-am și botezat regizorul și deja a început să fie renumit pe aici prin zonă, tot știu de regizorul. Da, care este, adică nu e o întâmplare, el este scos direct din campionul pe București al domnului Cărmăzan, loc 1, viteză, palmares de ani, făcuse palmares de ani, porumbelul e pe linia de Robert Venus, super crack, majestic, și mama este o foarte bună reproducătoare, direct de la familia Gieselbrecht, din doi originali, unul de Gabi Van den Abele și unul de Julien Van Eno, direct de la Rudi de Sar. Înțeles. Și mama am primit-o tot cadou, este, a fost de fapt, nu mai există, a fost o belgiancă direct de la Burtin, France, a fost o femelă de excepție, ea l-a mai reprodus și pe campionul Bucureștiului în 2010, a fost Constantin Mihai, Mihăiță, cum îi spunem noi, a fost loc 1 București Fond, loc 1 Asfond și loc 1 Mare Fond, din aceeași femelă. Și el, la rândul lui, a avut un nepot olimpic, la viteză. Deci, în concluzie, să înțeleg că de acum încolo o să-ți dorești, sau să vă doriți, să zburați porumbei mai puțin. Și mai bun. Și de calitate superioară. Pentru că eu am o vorbă. Cantitatea niciodată nu o să facă calitatea. Ai mare dreptate. Am văzut și noi pe pielea noastră. Am tot adus și până la urmă tot ăia consacrați care și-au spus cuvântul de la început s-au menținut. Da. Exact. Altfel te ocupi de puțini porumbei decât de o masă mai mare de porumbei, altfel îi vezi. Corect. Nu? Mă bucur că ai ajuns la vorba mea. Am fost și în Germania, m-am văzut la mulți crescători, porumbei puțin de calitate. În Ungaria, am fost la domnul Horvat, Ianoș, un crescător mare, 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 a câștigat tot ce se putea câștiga, e un maestru columbofil, îl felicit, am fost la el, e un om deosebit, are porumbei foarte buni. E unul dintre cei mai buni. Da, e un om de jos pălăria, deci... Ai ce învăța de la el, orice zice, e realitate, e clar. E, da. E un super crescător. Să înțeleg acum, după rezultatul ăsta la Columbodrom, vreți să vă axați mai mult și pe zborurile din Columbodrom, e? Păi și rezultatul ăsta și rezultatul de la tine, că am avut locul 10 semifinală, adică m-am ținut de promisiune și n-am plecat cu mâna goală de la tine, cum ți-am promis. Acum vreau să te întreb un lucru destul de important. Credeți că porumbeii de Columbodrom sunt diferiți față de porumbeii de campionat? Da. Sunt diferiți față de cei din campionat, cei de Columbodrom, dar cum am mai spus, eu mențin părerea, depinde și de familia porumbeilor, pentru că sunt porumbei care merg și în campionat și merg și în Columbodrom și sunt porumbei care în Columbodrom nu pot face față chiar dacă sunt buni pentru că au o maturizare lentă. Da, aici vreau să bat la maturizarea lor, pentru că în Columbodrom într-adevăr se caută porumbei care se maturizează foarte repede. Având pe mână atâtea sute de porumbei, am tras și eu anumite concluzii și, într-adevăr, anumite linii merg foarte bine. Părerea mea, merg foarte bine porumbei cal, sunt foarte buni și în campionat și pe Columbodrom, dar eu pot să spun că vârfurile din Columbodrom, toți porumbeii care au venit în față și au fost vârfuri, au fost porumbei foarte, foarte calmi.
cu o personalitate aparte. Chiar mă uitam, asta te țin o minte pe viitor, la ceea ce vreți voi să faceți. Mă uitam, porumbeii care au fost top au avut odihnitori. Nu dormeau pe jos, își alegeau odihnitori și aproape de fiecare dată îi vedeam pe aceleași odihnitori. Porumbeii de duzină n-aveau odihnitoarea lui, dormeau pe jos, nu erau teritoriali. Asta este de ținut minte, da? Deci tu spui că contează de linii, de alte lucruri. Da, clar contează familia lor. De exemplu, combinația asta care am făcut-o noi pentru Columbodrom, și din familia ei și din familia lui sunt porumbei care au ieșit campioni atât pe Columbodrome cât și în campionat. Dă un exemplu de două linii. Două, trei linii de care ar putea merge, care ar face față pe Columbodrom. Exemplu, porumbelul... Femela asta, da, este reprodusă de domnul Mihai Bungheș Crețu Alin și este din porumbei domnului Cosmin Olteanu, care am înțeles că pe linia mamei au dat rezultate de top, cred că chiar la nivel olimpic, în campionat, pe Prahova și așa mai departe. Și se pare că fac față cu brio și pe Columbodrome. Ea este o combinație de Maurice Hasendoc, este nepoată de original, și tatăl este un mascul de Victor Buț, tot Cosmin Olteanu. Și din câte am înțeles, anul trecut femeia a mai dat, asta e o informație mai nouă ce am obținut-o, a avut o fică la Romania în Champions League, al domnului Bungheș Mihai, și a luat două locuri de trei, tot un fiu sau o fică din ea a fost, doar că unul din ele trebuia să fie locul 1 și n-a călcat antena, a venit și între timp au mai venit doi și au intrat, dar tot un porumbel care a anul făcut rezultat anul trecut. Anul trecut. Da. Da, mie îmi place femeia cum arată. Și acum te rog să ne prezinți tata la locul 1 mondial. Spune-ne două cuvinte despre el. Tatăl campionului mondial AS este o combinație Oprea Iulian, Marius Nicolae, un tandem foarte puternic pe Columbodrome și nu numai, pentru că Iulian este în topul Bucureștiului de 3 ani de zile. Și la fel sunt porumbei care câștigă bine atât în campionat și pe Columbodrome. El este fiu dintr-o femelă numită Speedy, care la OLR București, nu mai știu exact cum se numea Columbodromul, cred că așa, a fost pe vânt din față la 180 de kilometri, deci o distanță foarte scurtă, loc 1 cu 17 minute avans. O altă soră de-a mamei a fost la Transilvania în 2016, locul 6 AS, care la rândul ei a reprodus locul 1 final la alt Columbodrom. Mai nou am aflat că a fost reprodus anul trecut din această, tot aceeași familie, un loc 2 AS sau loc 2 finală, nu mai țin minte exact. Fratele lui bun este porumbelul lui Oprea Iulian Uman, numit de el, care a fost, locul 100, parcă venit din 2000 și ceva la Uman Pui și locul 1 pe club, pe zona lui, a fost și locul 5, Fontineret București, parcă, deci sunt porumbei. Și din tot din familia lui, mai este un porumbel care a fost locul 9 pe București, AS Fontineret. Am înțeles. Din ce linie provine? Sunt la bază. Bunicul lui este de la Dinu Mihai și Arlekens Van Rij, din doi originali. Și mama este tot o femelă de șmecheru, cum îl numește Iulian, și mama este Nașa, o femelă care, din păcate, nu mai există. Cam așa era fenotipul ei, care este tot o femelă de Arlekens, având la bază amândoi fiind nepoți invincibilul al lui AS Arlekens. Deci mama lui este cumva consanguină pe linia invincibilului. Da. Vreau să scot în evidență un lucru foarte important, foarte, foarte important. Clasările puiului de la campionatul mondial
Am înțeles că la prima etapă a avut loc cu 51. 58. Am uitat acum, mai clar. Scuze. Da? La a doua etapă a avut locul 1. Locul 1. Fiind și locul 3 pe tot Columbodrom. Că noi vorbim acum de clasamentul campionat. Așa. La a treia etapă? La a treia etapă a avut locul 11. La a patra etapă? 12, pardon, 12. La a patra etapă a avut locul 5. La semifinală. Și la finală locul 8. Deci un porumbel. Da. Dorești să ți-l recuperezi? O să încercăm să-l recuperăm. Îți dai seama că așa ceva mai rar se naște. Cred că o să fie bătaie pe el, părerea mea. E bine că ai părinții să-i poți lucra mai departe. E bine că l-ai și pe tatăl, pe bunicul campionului. Sau unchiul. E fratele mamei. Care este excepțional. Și poți să faci o lucrare bună acolo. Da. O să ne axăm pe ei acum tare. De la anul, acum suntem porniți și pentru Columbodrom. V-a dat un avânt, ca și la mine de altfel, pentru că eu anul trecut am zburat pentru prima dată într-un Columbodrom. Sincer să fiu, n-am avut încredere și poate nici acum nu am încredere prea mare, pentru că știu câtă muncă se trebuie să ai la un Columbodrom ca totul să fie ok. Eu nu am stat 12 ore între porumbei, de aceea au și venit porumbeii bine. Încă unii au dubii, dar tu ai fost la mine. Eu am fost. Ca să fac o mică paranteză, ai fost la mine și ai luat porumbeii în mână de fiecare dată și te las pe tine să spui. Da, i-am făcut comisie de îmbarcare de 3 ori la tine, din 5 etape, de 3 ori am fost în comisie. Și de 2 ori la sosirea porumbeilor, la hotspot 2 și la final. Deci, sincer, eu n-am mai văzut un columbodrom să fie sosir. Ziceai că erau legați cu o sfoară. Toți veneau. Grupuri, grupuri, 1, 1, 5, 10 și câți? 15, 20 au fost. Și 40. Sosir. Și 40 au fost. La prima etapă am avut 89 de porumbei intrați într-un minut. Plus că la final, unde a fost o etapă foarte grea, caniculă și că am plecat noi bronzați de la tine, cum am stat întinși acolo la soare, au venit 6 porumbei odată, care 5, iară, ca 5. Al șaselea nu era de la mine. 5 norocul porumbei. Meu, ți-am spus de atunci, de fapt ai fost la mine la finală când am îmbarcat, nu? Da. Norocul meu a fost că am avut filmare cu intrarea în nădlac. Cu tata, cu Florin, cu mașina care era alta, care de obicei și așa mai departe, pentru că altfel aveam, oricum sunt oameni suspicioși, pentru că încă nu le vine să creadă, și trebuie să spun chestia asta, pentru că vorbim tot de Columbodrom, de asta am venit, nu le vine să creadă numericul mic de porumbei pe care l-am pierdut și sosirile pe care le-am avut. Au ajuns vorbe cum că i-am drogat, cum că nu am lansat de acolo, am dovezi. Voi care ați fost acolo știți câtă muncă am pus și cât de mult m-am ocupat de porumbei. De altfel, ați și văzut cum arăta pielea porumbeilor. Să ții atâtea sute de porumbei și să aibă pielea roșie pe ei. Și aici tot așa o paranteză vreau să fac și să țineți cont și voi de chestia asta. Cred că sunt singurul columbodrom care ține porumbeii până în iunie la semintuneric. Îi dă zbrac pe corp, se schimbă, da, haine noi, de maturi, iar remigile nu le aruncă. Da, și acest aspect a contat foarte mult. Oamenii nu erau obișnuiți, da, să vină porumbei în halul acesta. De ce nu compară oamenii care nu sunt obișnuiți să vadă că în campionat și la noi la Brașov sunt N crescători care joacă pui la sistemul întunericului și se văd clar, unii joacă și văduvi, pui văduvi. Eu am tot spus, dragii mei, porumbeii mei, nu zboară acasă în jurul crescătoriei așa să-i văd. Nu, dispariți o oră jumătate, chiar două. De asta am și avut rezultatele acestea. Trebuia să spun chestia asta, pentru că m-a apăsat și tu ai fost martor acolo, da? La tot ceea ce s-a întâmplat și felul cum i-am pregătit și așa mai departe. Păi hai să spunem atunci și că de la prima până la
a treia etapă s-au pierdut 7 porumbei în trei nu, etape. Nu, la prima etapă am pierdut 7 porumbei. La prima. O viteză de primii porumbei au avut 1200 de metri pe minut. La a doua, iar de la a doua până la finală au fost în medie cam 30 de porumbei pierduți. Ceea ce... În patru etape. Da, iar la finală mai mult de jumătate. Cam 60% sunt sosiți. Ce, că era transparență pe față, ce să mai... Arătai tot ce faci, tot ce le dai, tot ce... Ce mai mult de atâta nu se poate. La anul vom face să fie mai bine, transparență mai mare. Am să vă rog să aduceți porumbeii la timp, ca să pot să-i dezbrac de pene, pentru că nu poți să pui un porumbel. Dau exemplu sportiv, da? Nu poți tu, figura vorbind, da? Cu Adidas și rupți, să alergi cu, ca și unul cu Adidas și cu crampoane pentru zgură, ceva de genul ăsta, da? Un porumbel care este năpârlit pe urechi, pe la naș, așa mai departe, sau un pene, în trei pene, să-l bată pe unul care are doar două pene aruncate. Niciodată, niciodată. Deci de asta vă spun... Dacă aduceți porumbeii la timp și vor fi porumbei aduși din luna martie-aprilie, aduși la timp, cu siguranță competiția va fi mult, mult mai dură. Mult mai dură. Deci porumbeii, clar, porumbeii de iunie nu fac față, mai ales pe ruta noastră. Ruta noastră. Vorba ta, drumul oaselor. Aici chiar că e drumul oaselor la noi. Drumul oaselor. Nimeni nu mai joacă pe aceeași rută. Mai e cineva care joacă un columbodrom, în fine. Nimeni nu mai joacă pe această rută și eu vreau să demonstrez, cum am vrut și anul ăsta, știi foarte bine, vreau să demonstrez la anul că vor veni bine dacă Dumnezeu va ține și cu mine, așa în ghilimele, să nu fie vreun dezastru la vreo etapă, că se poate întâmpla orice, vreau să demonstrez că și la Super Derby o să am sosiri în masă. Iar la finală, la anul, nu vreau să-mi vină 5 porumbei odată, o să spun de acum că o să am peste 5 porumbei, dacă porumbeii vor fi aduși cum trebuie. La fel cu dovezi. GPS pe mașină și tot ceea ce înseamnă. Cu drumul vreau să filmăm, cu toate că și acum. Băiatul, eu nu am pus, dar noi avem, i-am lăsat pe oameni să vorbească, înțelegi? Am pus filmarea de la intrarea în la tot. Dar avem filmare cu drumul porumbeilor. E, la anul vreau să facem transmisie live aproape tot drumul. Tot drumul. Ca nimeni să nu mai spună, să nu mai aibă curaj să spună nimeni nimic. Și atunci să vedem ce se va întâmpla. Ce să zic? Astea fiind spuse, eu nu pot decât să vă felicit din nou. Sper să realizați că ceea ce ați făcut voi este un lucru greu de egalat. Greu de egalat, pentru că, mă repet, este campionat mondial și acolo se cântă imnul României. Corect. Acum așteptăm centralizările, avem emoții, încă nu s-au afișat rezultatele pe țări. Se pe poate țări. Să fim vicecampioni și ca țară, ca echipă, ca întreg. Acum așteptăm să vedem ce iese și de aici. Sperăm să fie bine. Sper să vă ambiționeze, să concurați la fel de bine pe columodrame și la anul vă aștept și la devis. O să venim. Dacă la fel, am fost din primul an, acum nu venim. Acum suntem clienți fideli acolo. Dacă am avut și un rezultat din prima, trebuie să crească. Păi da, uite că revin la chestia cu rezultatul, cu stimulatul. Eu am jucat anul trecut pentru prima dată pe la Golden Race. Știam că domnul Petrică e un om de caracter vertical și am băgat și eu o echipă la Golden Race. M-a stimulat. Am avut în semifinală locul 3, locul 10 las, în finală locul 30 și 37, dacă nu mă înșel. Și de acolo mi-a venit mie să mă axez și pe columbodroame. Sincer să fiu, am vrut să renunț la campionat, să mă axez doar pe columbodroame, dar m-am ambiționat anumite lucruri. Să joc și pe campionat. Cred că și pe noi ne-au ambiționat aceleași lucruri ca și pe tine. Eu personal, pe mine niciodată nu m-a aros invidia. Din contră, și știu că și tu ești la fel,
că de asta suntem prieteni. Invidia trebuie lăsată deoparte, să rămână doar ambiția și fair play. Corect. Asta face diferența între un om cu caracter și între un om care tot mereu va rămâne la nivelul acela inferior. Domnilor, ce să zic, vă mulțumesc și noi îți mulțumim și sperăm ca de acum încolo să fie mai bine. Eu mă bucur pentru voi. Să ia Dumnezeu ai pentru văzut. Toată lumea. Ți-am făcut surprize, ți-am pus și pe pagina mea de Facebook. Pe mine chiar mă bucură chestiile acestea. Niciodată nu o să sufăr de invidie. Și sunt sigur că și voi sunteți la fel. N-avem niciun motiv. E loc pentru toată lumea. Vă mulțumim și vă dorim tot binele din lume. Vă salutăm, mulțumim. Salutare.